Bine v-am găsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea și astăzi discutăm despre o scurtă istorie a tuturor. De fapt, un volum despre genetică semnat de doctorul Adam Rutherford. Volumul a fost publicat în România de Editura Publica în colecția de știință. Doctorul Rutherford este cercetător în genetică, dar și un popularizator al subiectelor științifice. El scrie articole pe înțelesul tuturor și iată și un volum pe înțelesul tuturor. Volumul deci nu se adresează neapărat specialiștilor, ci tuturor oamenilor curioși care vor să mai afle câte ceva despre ei înșiși sau mai precis despre istoria umanității văzută dintr-o perspectivă cumva altfel. Genele reprezintă un subiect fascinant. Ele par să fie cheia, dezlegarea, răspunsul foarte multor întrebări pe care umanitatea și le-a adresat de-a lungul vremii. Și da, este adevărat, putem afla lucruri și putem găsi răspunsuri la întrebări care până acum au fost fără răspuns. Pe de altă parte însă, Adam Rutherford este și destul de sceptic. El ne spune că domeniul geneticii este atât de vast și de complex încât cercetătorii abia dacă reușesc să-i atingă așa cumva marginile, iar răspunsurile pe care ni le-ar putea da nu sunt nici pe departe atât de precise cum ne dorim. De exemplu, sunt foarte multe discuții legate de gena alcoolismului sau de gena violenței sau de știu eu ce alte gene. Nu este atât de simplu. De fapt, moștenirea noastră genetică nu e atât de clară și de bine localizată sau de ușor localizabilă. Suntem făpturi mai complexe decât ar putea să ne descrie genetica la un moment dat, sau cel puțin în acest moment. Și doar ca fapt divers, să știți că n-ar trebui să discutăm despre omul de Neandertal cu dispreț. Până acum, omul de Neandertal ne-a fost prezentat așa ca o făptură super primitivă, cu fruntea îngustă, bolborosind, dicnind, incapabilă deci de vorbire, o făptură care a dispărut de-a lungul vremii, de-a lungul timpului și de care e bine că am scăpat, că cine ar vrea să vadă un om de Neandertal pe stradă? Mulți din noi însă spunem că avem senzația că îi mai vedem uneori în transportul în comun sau, cine știe, urlând nervoși la volan. E bine, omul de Neandertal ar trebui să fie privit cu mai mult respect, pentru că el este unul din strămoșii noștri. E o informație relativ recentă, se pare că Homo sapiens și Homo neandertalis au avut interacțiuni chiar intime, sexuale, și suntem moștenitorii unor gene ale omului de Neandertal, cam 2%, spre 3% avem genele omului de Neandertal. Această moștenire este mai ales europeană. Africanii nu au astfel de gene, de exemplu, și noi deci ar trebui să fim ceva mai blânzi și mai atenți atunci când facem referiri la omul de Neandertal. Volumul este deci unul provocator, pentru că vine cu informații mai puțin cunoscute, în același timp însă, o spun eu din nou, volumul este unul mai degrabă sceptic. El vrea să ne domolească optimismul și încrederea prea mare pe care am putea avea într-un domeniu uluitor adevărat, și anume genetica. Și am să vă și citesc un fragment din acest volum, un fragment referitor la eugenie, adică la dorința și acțiunile oamenilor de a îndrepta, de a îmbunătăți genele. Asta au făcut în primul rând naziștii, cu ei asociem eugenia și de atunci termenul de eugenie are o istorie foarte proastă, foarte greu de folosit în zilele noastre, deși eugenia se practică. Naziștii au ucis sau au sterilizat peste un sfert de milion de cetățeni schizofrenici pentru a epura poporul german de ei. Ca urmare, incidența schizofreniei a fost perceptibil mai scăzută câțiva ani după căderea celui de-al treilea Reich, dar în anii 1970 ajunsese deja neașteptat de mare. Schizofrenia este o afecțiune asociată cu zeci, dacă nu sute, de variațiuni genetice și multe persoane le poartă în număr mare fără să sufere vreo problemă de sănătate mentală. Mai mult, o proporție mare dintre schizofrenici nu au copii, așa că programul eugenic de îmbunătățire a genei nu pare să fie avut vreun efect observabil pe termen lung. Și o bună întrebare, de ce s-a întâmplat asta? Dacă un sfert de milion de schizofrenici au fost uciși sau sterilizați, de ce la foarte scurt timp schizofrenia a revenit la numerele clasice? Pe atunci cuvântul eugenie nu avea sensul toxic din ziua de azi. La începutul secolului al XX-lea, influența lui Galton a fost formalizată odată cu înființarea Biroului de Evidență Eugenică în 1904, cu el în frunte. Făcea parte din University College London, prima universitate seculară din lume, prima care a acceptat femei, prima care a angajat un profesor evreu, bastion al gândirii progresive
eliberate de cătușele doctrinei religioase. La moartea lui în 1911, biroul a fost redenumit Laboratorul Francis Galton de Eugenie Națională. După nazism însă, eugenia a căpătat această presă foarte proastă și, desigur, nu a mai fost cazul să se mai discute deschis despre îmbunătățirea genei. Dar eu revin acum la situația schizofrenicilor. Schizofrenia, așadar, nu poate fi eradicată prin eugenie. De ce? Pentru că este asociată cu atât de multe din genele noastre, încât ea reapare la un moment dat fără niciun fel de alte intervenții. Cu alte cuvinte, deși din asta ar trebui să înțelegem că domeniul geneticii este unul mai complex decât am putea presupune la o primă vedere. Ne mai spune autorul următoarele. E adevărat că medicina a fost revoluționată în anii de după proiectul genomului uman. Înțelegem mai multe ca niciodată despre cauzele bolilor. Știm cum variază în cadrul populațiilor și de la o populație la alta. Diagnosticarea genetică a cancerului poate depista precis ce tip de cancer este și deci cum este de așteptat să reacționeze la diferite regimuri de tratament. Știm că genomurile formelor de cancer se schimbă și evoluează odată cu creșterea tumorilor, îngreunând și mai mult sarcina medicinei, dar oferind în același timp posibilitatea unor tratamente noi și foarte personalizate. Dar câte boli au fost eradicate ca urmare a cunoașterii genomului? Zero. Câte boli au fost vindecate ca urmare a terapiei genetice? Zero. Nu acesta a fost scopul proiectului. Genomul înseamnă date, iar știința se bazează pe date. În prezent, ADN-ul se folosește în mod obișnuit pentru diagnosticarea zeci de forme de cancer și de aritmii cardiace, pentru identificarea cauzelor a mii de boli prea rare, pentru a fi justificat proiecte majore de cercetare în trecut. Așteptările de la un proiect care a presupus un efort atât de amplu au fost enorme și poate prost înțelese. Ceea ce am început să descoperim în urma proiectului genomului uman a fost faptul că trăsăturile și bolile complexe sunt afectate de multe gene și în cadrul acestor gene de unele variații care arată inofensiv, dar cumulate pot fi asociate cu un sindrom sau cu un comportament anume. Așadar, deși proiectul genomului uman a adus multe răspunsuri, se pare că a ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri. Iar asta ne face, pe de o parte, să fim ceva mai moderați în așteptările noastre în ce privește descoperirea științifică, pe de altă parte însă ne face să fim și optimiști și să sperăm că, la cum au decurs lucrurile în ultimii 20 de ani, vom putea revoluționa cunoașterea umană în ceea ce privește chiar structura intimă a omului, și anume genetica. Dragii mei, sunt Bogdan Papacostea, a fost Semn de Carte. Vă invit să citiți, că nu vă face rău, și desigur urmăriți-ne și pe pagina noastră de Facebook Semn de Carte, acolo unde puteți vedea toate emisiunile pe care poate le-ați scăpat la televizor. Cele bune, la revedere!